A fost aprobat cel mai mare buget din istoria Consiliului Județean Maramureș, anunță președintele Ionel Bogdan. Este vorba despre 872 de milioane de lei pentru anul 2024. 70% din acesta, adică 548 de milioane de lei, sunt dedicați strict investițiilor și proiectelor de dezvoltare a Maramureșului, iar 30% din buget este alocat funcționării Consiliului Județean Maramureș și a instituțiilor subordonate. Potrivit președintelui Ionel Bogdan, bugetul este dedicat obiectivelor de investiții din zona economică, educațională, socială, de infrastructură și sănătate, energia regenerabilă, turism, cultură, dar și reabilitarea clădirilor de patrimoniu. În primul rând, trebuie să vă spun că este cel mai mare buget pe care județul Maramureș l-a avut vreodată și asta se datorează proiectelor de investiții din fonduri europene în special, care au fost accesate de către județul Maramureș în acești ani de zile. Vorbim de un buget de 872 de milioane, din care 548 de milioane reprezentând doar partea de investiții. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că aproape 70% din buget este pe investiții, iar restul reprezintă funcționarea Consiliului Județean și a subordonatelor acestuia. Am construit bugetul cât mai realist cu putință, asta pentru că nu mi-am dorit să avem doar un buget mare, ci un buget care să arate la sfârșitul anului și o execuție a bugetului realistă. Mă refer ca exemplu la campusul pentru învățământ dual, care este introdus în bugetul județului Maramureș și care, deși are o valoare de 140 de milioane de lei, am introdus în buget pentru anul acesta doar 74 de milioane de lei. Asta pentru că atât considerăm că se pot cheltui în acest an, având în vedere că suntem în evaluare avansată a ofertelor privind execuția campusului pentru învățământ dual. La fel am făcut și pe celelalte tipuri de investiții, fie că vorbim de școlile speciale, fie că vorbim de drumuri, de muzee, am introdus doar partea care considerăm că este plauzibil a fi cheltuită în acest an. Altfel, puteam avea un buget de 1,5 miliarde de euro, dar nu ar fi fost unul realist. Și nu vreau să ne trezim în situația în care la sfârșitul anului să avem execuția bugetară jumătate față de bugetul pe care l-am aprobat la începutul anului. Acesta este motivul pentru care am venit cu acest buget în acest format în fața dumneavoastră. Pe lângă continuarea proiectelor începute în ultimii ani, bugetul de anul acesta prevede și noi investiții în diverse domenii. Campusul pentru învățământ dual, reabilitarea școlilor speciale, muzeul de etnografie, teatrul de vară, reconstrucția practic totală a teatrului de vară, patrimoniul vernacular pentru Petrova, Lăpuș, Bogdan Vodă și Breb, pentru care încep lucrările chiar de săptămânile viitoare. Construcția sediului, de fapt reabilitarea spațiului de la planning-ul familiar pentru evidența populației, refacerea și extinderea sediului ambulanței județului Maramureș, ambulatoriile din Spitalul Județean, respectiv boli infecțioase, terapie intensivă neonatală, pasajele de la Ital Sofa și Clubul Văcarilor, finalizarea SMID-ului, pentru că în iunie sau iulie vom finaliza și acest obiectiv de investiții. Și avem și investițiile în drumuri, Mara Nord, proiectul Mara Nord, care conține 8 drumuri județene, pentru care avem deja licitații la 5 dintre ele. Urmează să finalizăm încă 3 licitații pentru drumurile din Rogoz, Suciu, Suciu, Groșii Țibleșului, respectiv Bogdan Vodă, Bocicoel, Vișeu de Jos, restul fiind deja
unele chiar cu contract de proiectare și execuție semnate, altele urmează și pentru care, pentru valoarea totală a proiectului de 125 de milioane de euro, vom semna contractul de finanțare în luna martie. De asemenea, vom începe lucrările și aici în 15 martie pentru Hărnicești, Ogna și Ugatac și pe urmă vom continua cu celelalte. Am bugetat în acest an câteva drumuri care au nevoie de intervenție rapidă din partea noastră și pentru care nu avem o sursă externă nerambursabilă. Mă refer la DG185 în zona Bocicoiu Mare, unde avem alunecări de teren și am prins acolo resursele necesare. De asemenea, Dumbrăvița și Îndrești, unde drumul este deja sub orice critică și este aici în vecinătatea municipiului Baia Mare, e necesar să intervenim de urgență și acolo. De asemenea, Hideaga-Mireș va fi reabilitat în acest an din fonduri guvernamentale, programul de investiții Angel Salini și 108A, pentru care de asemenea avem contract de proiectare și execuție. Suntem deja cu proiectarea finalizată, urmează să intrăm la lucru din 1 aprilie. La Hideaga o să intrăm probabil puțin mai repede. Hideaga va fi făcută de către, vor fi realizate lucrările de către societatea noastră de drumul și podul, pentru că avem utilajele necesare. Iar la Sălsig, Ulmeni, limită județul Sălaj, 108A, acolo avem semnat contract deja cu un antreprenor care ne-a depus proiectul tehnic și urmează să se finalizeze avizele și să intrăm la lucru. Deja organizarea de șantier, o parte din organizarea de șantier fiind realizată. Dumbrăvița și Bocicoiu Mare, de asemenea, vor fi realizate de către societatea noastră de drumuri și poduri și voi veni cu precizările în plenul Consiliului Județean la momentul potrivit. Suntem în prag de semnare cu parcurile industriale, vorbim de 40 de milioane de euro pe infrastructura din parcurile industriale, respectiv utilitățile necesare și 80 de milioane de euro buget prerezervat pentru instalarea investitorilor în parcurile industriale. Pentru acestea vom începe deja procedurile de alocare a granturilor, pentru că deja a fost lansat ghidul de către ADR în parteneriat cu noi și atunci deja în luna aprilie va trebui să facem demersurile conform calendarului pe care îl avem prestabilit. Am făcut această precizare să fim foarte corecți în abordare. De asemenea, acestea sunt investițiile care se vor derula în acest an. Mai sunt și alte investiții care sunt pe rol în acest moment, fie în achiziție publică, fie deja în execuție, dar pe acelea nu le-am mai enunțat. Avem și câteva obiective noi, pentru că așa cum v-am obișnuit, nu ne oprim și dacă apar oportunități de finanțare, încercăm să le accesăm și să le atragem în favoarea județului Maramureș, în favoarea cetățenilor județului Maramureș. Și aici voi face câteva precizări extrem de importante. Atunci când am început proiectul pentru campusul pentru învățământ dual urban din zona Baia Sprie, foarte puțini au fost cei care au crezut în realizarea acestui proiect, inclusiv Universitatea Tehnică nu a vrut să se alăture proiectului. Iată că s-a alăturat și Universitatea Tehnică și alte entități și se bucură de faptul că proiectul se va implementa și avem contract de finanțare. La fel, a apărut o nouă oportunitate pe care Ministerul Educației ne-a oferit-o, și anume campus pentru învățământ dual rural. Asta înseamnă că putem construi din fonduri europene un campus pentru învățământ dual în zona rurală, acolo unde există un grad ridicat de abandon școlar. Pentru acest
proiect, analizăm două zone în acest moment și în funcție de rezultatele indicatorilor vom lua decizia dacă va rămâne una dintre cele două zone sau vom căuta o a treia zonă. Este vorba de Maramureșul istoric sau Țara Lăpușului, pentru că trebuie să luăm în considerare și zonele în care construim parcuri industriale și unde va fi nevoie de forță de muncă bine calificată și pregătită pentru viitor. Aici este vorba de o finanțare de 10 milioane de euro, deci nu va fi de aceleași dimensiuni la fel ca și cel de la Baia Sprie, dar cu siguranță va fi o investiție benefică pentru județul Maramureș. Printre noile proiecte cuprinse în bugetul din 2024 se numără și un incubator de afaceri, dar și un parc fotovoltaic. Avem o altă linie de finanțare care s-a deschis pe programul operațional regional. Este vorba de incubatoare de afaceri, având în vedere că nu avem niciun incubator modern de afaceri în județul Maramureș. Am luat decizia să vă propun bugetarea pentru acest proiect, care ne dorim să fie dezvoltat la Biblioteca Județeană Petre Dulfu. O extindere pe verticală în zona teraselor, astfel încât să creăm acolo spații de co-working space, săli de conferință, toate dotările necesare, astfel încât antreprenorii tineri în special și la început de drum să aibă facilitățile necesare pentru a putea să își desfășoare business-ul în diferite domenii, utilizând spațiile și resursele materiale pe care le vom pune la dispoziție. Aici mă refer în special la dotări, pentru sisteme de videoconferințe, săli dotate pentru întâlniri și așa mai departe, astfel încât să îi sprijinim și în plus de asta vom da viață practic și bibliotecii județene Petre Dulfu pe termen lung. De asemenea, tot în bugetul pe care vi-l prezint astăzi, avem și un parc fotovoltaic pentru prosumator pe linia pe care ne-a pus-o la dispoziție Ministerul Energiei, și anume pe modernizare. Acolo, pe fondul de modernizare, acolo avem posibilitatea să luăm fonduri pentru Consiliul Județean și pentru instituțiile subordonate pentru energia pe care o consumăm. Am făcut deja research pe toate instituțiile subordonate, DGASPC, spitale, Consiliul Județean și alte instituții. Avem un necesar de aproape 5 MW oră, atât de mult consumă practic toate instituțiile Consiliului Județean. Drept urmare, se justifică a depune, mai ales că este cu o cofinanțare de doar 2%. Drept urmare, voi propune să depunem această cerere de finanțare în luna martie și pe cât posibil să reducem costurile pe care le avem cu facturile, așa cum am făcut-o la Spitalul Județean, unde economisim aproape 2 milioane de lei pe lună. Pe an, îmi cer scuze, 2 milioane de lei pe an. Și practic investiția o recuperăm în 4 ani. De asemenea, avem încă o oportunitate de investiții pe care am discutat-o cu primarul din Tăuț Măghereu și primarul din Recea. Este vorba de o inițiativă pe care a avut-o domnul primar din Tăuț Măghereu Marinescu, de a face o legătură, un drum de legătură în drumul de centură metropolitan, și anume o legătură care este deja prinsă conform discuțiilor pe care le-am avut la CNAIR, la Compania Națională de Investiții în Infrastructură, este deja prinsă și putem să o prindem în parteneriat între cele trei entități, Consiliul Județean Recea, respectiv Tăuț Măghereuș, un drum de legătură între DN1C, centura metropolitană în zona aeroportului,
unde va exista un nod rutier și de acolo până în zona Două Veverițe la Lăpușel. Este un drum care, din punctul meu de vedere, este extrem de important, pentru că odată face legătura între DN1C și DN1C în cele două zone și doi la mână face legătura între două localități care sunt despărțite doar de râul Lăpuș. Practic vorbim de Bozânta Mare și Bozânta Mică, care efectiv sunt la o aruncătură de băț unul de celălalt, dar nu au avut niciodată legătură. Acest drum va fi finanțat în parteneriat, așa cum am spus, între cele trei entități plus CNAIR, din bugetul programului operațional de transport. În bugetul pe 2024 a fost inclus și studiul de fezabilitate pentru un tren metropolitan care ar urma să circule pe traseul Baia Mare-Baia Sprie-Seini-Ulmeni. Este vorba de programul pentru trenuri metropolitane. Sunt doar 20 de municipii care sunt introduse cu zonele metropolitane în această axă ca și zone eligibile. E nevoie de un parteneriat între Consiliul Județean și Primăria Municipiului Reședință de Județ pentru a putea demara acest proiect și pentru a putea fi finanțat, pentru că așa este eligibil doar în parteneriat. Am făcut deja cererea de parteneriat încă de anul trecut, încă n-am primit un răspuns, dar sunt ferm convins că în următoarea perioadă vom putea demara acest parteneriat împreună cu Primăria Baia Mare. Tocmai de aceea am prins în bugetul județului Maramureș studiul de fezabilitate pentru tren metropolitan, care va fi ca legătură între Baia Sprie, respectiv Baia Mare, între Ulmeni, respectiv Baia Mare, între Sein și Baia Mare și care va merge pe actualul traseu până spre Ferneziu, urmând să se refacă calea ferată pe vechiul amplasament în zona flotației spre Baia Sprie. Sigur că acesta este primul pas care trebuie făcut și care ar trebui făcut în dezvoltarea transportului public metropolitan și a transportului public în municipiul Baia Mare și apoi, mai apoi, putem discuta de tram-tren care să fie, din punctul meu de vedere, ca mijloc de transport modern și eficient din punct de vedere al costurilor pe bulevardul Regele Mihai I, dintr-un capăt în celălalt, urmând să facă legătura în zona combinatului cu actuala cale ferată și atunci creăm în municipiul Baia Mare și în legătură cu zona metropolitană, zonele industriale a municipiului Baia Mare, practic putem avea o legătură și o conexiune cât mai eficientă din toate punctele de vedere, benefică pentru mediul de afaceri, pentru investițiile care se preconizează în jurul municipiului Baia Mare și, evident, pentru cetățenii din zona metropolitană și din municipiul Baia Mare. Este un proiect care începe de la 200 de milioane de euro, atât este alocarea maximă în acest moment pentru această cerere de finanțare. Este deja bugetat 1 miliard de euro cu posibilitate de supracontractare de 100%, asta înseamnă 2 miliarde de euro, unde putem să depunem în următoarea perioadă cerere de finanțare, iar pe viitor, pentru dezvoltarea ulterioară de tram-tren, ar trebui accesat prin programul operațional regional pentru mobilitate urbană o extensie pe bulevardul Regele Mihai I.